Dascălii mureșeni din învățământul preuniversitar ce aspiră la o funcție de conducere în acest domeniu au participat în această lună la un concurs. Este vorba despre o selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional, organizată de Inspectoratul Școlar Județean. La bătaie au fost scoase 50 de locuri. Au fost un număr de 65 de candidați, din care au reușit 50, iar un număr de 12 dosare, respectiv candidaturi, au fost respinse, 3 neputând să se înregistreze nici în programul online al Ministerului. La această selecție am participat toți cei care am fost doritori în viitorul apropiat, în a participa în conducerea școlii, a deveni director sau director adjunct, sau chiar în Consiliul de Administrație, membri. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean, certificatul de expert în management educațional va fi o condiție eliminatorie pentru ocuparea funcției de manager. Concursul a fost unul de dosare, în urma căruia candidații au fost punctați cu un număr de credite. Condițiile de bază au fost ca participanții să aibă cel puțin gradul didactic 2, să fie titulari în învățământul preuniversitar și să obțină cel puțin 60 de credite. Un concurs de dosare. În dosare există diverse piese care se punctează conform metodologiei și inclusiv candidatul trebuie să dovedească prin acte faptul că a participat la cursuri de management, că are credite din acest punct de vedere. Până la 100 s-a punctat fiecare portofoliu în parte. Sigur, aici au mai fost și alte criterii care s-au luat la examen, de exemplu performanța, perfecționarea solicitantului, documente, activitatea respectivă, experiența chiar în managementul educațional. Dintre cei 50 de viitori experți în management educațional ce au promovat în această etapă, 5 sunt din Reghin. În județul Mureș există în acest moment peste 350 de experți în management.